M-a văzut. Salut și bine v-am găsit, fraților, acela un episod din Grainy. Astăzi vom juca din nou pe Extreme. Vom încerca să scăpăm pe Extreme. Bă, eu sper să vă placă. Am văzut că episodul trecut a plăcut enorm de mult. S-a strâns foarte mare susținere. Așa că acum chiar să încercăm să scăpăm pe bune, să mai facem niciun griji, nimica. Pe că, bă, o să încerc acum cât se poate. Deci lăsați-mi și mie acolo baftă. Nu uitați acolo de butonul de like dacă aveți episoade de genul pe viitor din Grainy, pentru că da, o să urmeze și Grainy 2 cât de curând, adică o să mai fac că am mai făcut și înainte. Bun. Hai să vedem. Concentrați-vă, fraților. Hai. Să înceapă. Hai. Bam, 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 bam. Hai, trebuie să ascultăm. Doar trebuie să ascultăm atâta. Hai. Șt. Bang, frumos, prima parte. Bun, o să scăpăm cu mașchineta pentru că ar fi cea mai simpluț, pentru că da, avem deja o piesă din mașină. E dacă în niciun caz nu scapă ușa, pentru că ușa ar fi complicat și jos pe acolo ar fi tot complicat, mașina ar fi cea mai ușoară chestie. Ok, gata? Gata! Să vedeți acum cât de repede fuge hârculița. Deci acum nu e fără mișto nimic, adică suntem chiar pe Extreme, dar cred că se și vede, dai seama. Hai! Come on, come on, come on, come on. Repede, 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 repede. Hai, repede, repede cu perchezițiile pe la bucătărie și pe aici, pe sus, că aici avem nevoie noi. Am nevoie de weapon key ăla, am nevoie de weapon key, pentru că aș face rost de ăla. Ok, dăm cu ace bujiuța. Aici avem cărticica. Oh, te boss! 15 secunde! Ce naiba fac eu 15 secunde dacă la 30 de secunde... Ok, avem mai la ușa, nu-i interesează. Ce să fac, vei fi doar bucă... Avem pe penele aceea și ai înapoi deja, gata. Gata, dar hârca deja s-a spawnat, o băgăm din nou la saună. Bă, avem nevoie de strategie, asta e tot ce e mai important la noi în momentul de față. Hai, 3. Bang, iarăși. Am controlat aceea, după ce o băgăm acum, fugim repede pe cealaltă parte, că acolo avem nevoie să ducem. Am avut un pic de lag. Repede, repede, casa, dacă evadează aici, îmi dă mare bastârc în cap, ești handicapat. Repede, 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 repede. Mamă, cred că evadează. Nimica. Ok, am uitat, avem acea cheiță. Repede, repede, oh, nu știu ce să fac, nu știu ce să fac. Repede, 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 repede. Hai repede să fugim, să fugim, să fugim. Oricum, hârca se spanează cea mai departe de player, deci avem un, avem un avantaj așa de început. E clar. Hai, deja s-o spawna, deja s-o spawna avere. Avem aici amânerul, este foarte util. Ok, să n-am făcut călăgie, voi lăsa renciul aici. Iau, ce v-am zis? Ce v-am zis, Andrei Bișco, să vină pe aici, v-am zis? Da, trebuie să facem schemă, trebuie să facem schemă. Ideea că e nasol că ne prinde acesta mai pe colț așa, ca să nu mă vadă că dacă te vede, ne face schemă iarăși. Hai mă, haide, hai mă, pleacă de aici, avere. Trebuie să iau, trebuie să mă cu renciul jos acolo, de renciul. Where are you? Hai că mai ești o dată cu bastonul tot aici. Zi, bă, mai ești cu bastonul. O să las o capcană să stă mie, cred că de-aia stă. Wow, wow, wow! Bravo, bravo, hai că ai pus-o prost. Uite cum stă capcana asta jos aici. Ai să-mi bac! What? Cum n-ai bandat în capcana, ești handicapat? Asta chiar nu mai înțeleg, vere, ești nemul la cap. Nu mai înțeleg așa ceva. O să stau aici, o să aștept să plece hârculița. Hai. Hai, doar pleacă. O să-i fac schema să facă lăgesul că la... I see you. Mai aștept un pic că în caz că apuc să fug, să fug și eu mai mult. Și eu că pe acolo scârție podeaua, dar de-aia mai așteptăm. Că ultima oară așa am pățit. Ideea că așa pățit ultima oară, m-am dus pe acolo, viteză, și după aceea mi-am scârție podeaua sub picioare, naiba. Pa! Mă știe.
Sau ce-ți mai mă vadă? O să vedem pe cauzii călăgie, naiba. O vedeți, o vedeți? Uitați acolo, uitați acolo. Dai, uitați acolo, vedeți? Să-și se uit. Pleacă, pleacă, pleacă. Aoleu, uite cum stă, uite-o, văd acea mai păcos, că dacă se mă vede, mai stă o dată după mine, iarăși. Ia. Ok, a pus capcană. Deci să știm că avem o capcană mai pacie. Mai ce să mă vadă. Care e fata? Dacă podeaua aceasta nenorocită, scârți oricum. Mai aștept un pic să mă dis, mai fugă mai mult, că în caz că mai scârțe podeaua, să mă pot duce mai pe de jos acolo. Ce v-am zis? Ce v-am zis? Ce v-am zis, fraților, că să scârțe podeaua? Am zis eu. Pac, gălăce pe partea aia. Hai că va fi obligat să meargă pe partea cealaltă pe acolo. Așa aici știu că nu scârțe podeaua. Vedeți voi, sunt doar unele zone în care scârțe podeaua, deci stați liniștiți. Hai pe aici, că aici nu scârție. Pe acolo scârție, vei. Oh. M-a zis ca, hai. Nimic, nimic, hai, 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 hai. Repede, repede, că asta îi dă cu extra speed, ești nebun. Facem așa, bună, o, cum avem nevoie de remote control aici. Hai. O să vină 100.000 pe partea asta, iarăși. Între timp, noi trebuie să-i vadăm de aici. Noi suntem pic cam blocați pe aici. Mi-a luat-o. Oricure. Băi, se blocase jocul. Avem aici maneta aceasta care ne va ajuta. Da, momentan cred că stă destul de bine pentru început. Pentru început zic acum, vede. Nu știu cât o să rezi acest episod, dar o să dure de ceva, vă zic eu. Aaaa, m-ai văzut-o, vei. Bă, cum naiba m-am văzut acolo, ești nebun? Asta este, așteptă un pic și noi aici. Hai, știu că se... Bă, eu știu că se poate să scăpăm pe extreme. Pentru că dacă am scăpat pe hard, extreme-ul... Hai să o știm să facem și pe ăsta. O să facem să mai spun în ce parte se duce. Dacă coboară pe acolo jos ar fi și mai bine. The sea. Mamă, ce m-a prins, vere! Nu coboară la saună, vere, că am nevoie de timp, că nu am destul timp aici. Bun. Ziua 2. Bun. Noi am verificat pe acolo pe jos, parterul, trebuie să verificăm etajul, că asta e singura chestie care am verificat-o. Da, etajul mai trebuie să verificăm. Deci avem, mânerul acela avem acolo jos la mașini, chineta acolo. Îi fac prima schimb aici în camera asta, pentru că asta e cea mai important. M-a văzut, m-a văzut. Aaaa, bă, dar greu e, bă, să-mi bag. Am dat aia de două ori ca să nu mai facă schema, țineți acum, că dacă o dai o singură dată, face schema. Ok, ziua 3. A trecut ca repede zilele, a trecut foarte repede. Asta este a doua mea încercare, m-am uitat la multe gameplay-uri de alea până acum, vă zic sincer, m-am uitat la gameplay-uri și am văzut foarte mult că așa făcea, începea prima oară cu vaza asta, ci ia că... Adică doar zic, duc acolo că ar fi o strategie foarte bună început, ca să poți să scapi de aici. Deci, va trebui să o băgăm în saună, asta e o strategie de-a mea. Altfel, dacă e acum băgăm în saună, avem un pic de timp și verificăm și noi. Nu mai mă joc jocul ăsta. O să așa jos mai mă vadă, dar... Dar cum naiba a venit fix aceea, asta e întrebarea mea. Vă zic și eu acum, cum naiba a venit aceea jos, nu știu. Nu știu, vere, bă, zici că mă aude, că... Zici că râg, ia. Ia uite-o. Avem un avantaj. Un mic avantaj. Mai stau un pic aceea, că mi-e ca fricuță să mă... Sunt căcat-o pe mine. Bang. Hai din nou. Șt. Ascultam acum. Frumos. Hai să o băgăm înapoi la saună, că aș avea nevoie de niște timp. Oprește. M-a auzit sau? A auzit ceva?
A auzit aparent, ești prost? Eu cred că și n-am auzit, pe că eu n-am auzit cum s-a dus bateria de polea. Repede, 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 că noi scăpăm cu mașchineta astăzi. O să spargă 100.000 asta, o să spargă, dar de să fugim mai repede de aici. Hai, repede, repede, fugi, 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 fugi. Avem Renciul, avem ăla, am putea să duc pe ăla acolo. Așa, dai, 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 dai. Cachiul! O să spargă, o să spargă. Ok, hai repede, cu Carchiul, cu Carchiul, că avem niște iteme de cat acolo jos. Mă uitați, suntem bine, am găsit și Carchiul, aveam mare nevoie de el. Repede, 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 că mâncă la spawn, că nu s-a spawnat, repede, repede. Să am și o armă împotriva ei. O să mă duc cu spray-ul ăsta jos pentru că vom avea mare nevoie de el. Băi, dată acum ce facem. Bun. Care ar fi strategia mea? E dacă ar trebui să-i dau cu spray în ochi. Știu că nu-ți facă gălăgie. Oprim și noi Sonica. Așa frumos. Hai, cam vină cu ace. O mai arunc o dată, după aceea verificăm repede etajul, pentru că n-am verificat deloc pe acolo și după aceea mai verificăm așa câte puțin. Am neapărat nevoie de weapon key-ul ăla. Repede, 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 repede. Nu mai stau pe gânduri, nu mai pierd vreme. Deja am în cap ce trebuie să fac, veri, trebuie să mă se iau repede cartea de aici. Asta e pe parcurs, am schimbat un pic. Cartea, 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 cartea. O să spargă, o să spargă. Ok, n-a spart. Hai să zice și noi să transportăm măcar cartea asta, că avem doar 15 secunde. Ce s-a apucat? Ce s-a apucat? Deja ajung prea târziu. Ok, ne-ați făcut aici. Să băgăm și unii repede carticic aici. Nimica. Deja s-o spawn avere. Pac. Avem acolo Renciul în caz de ceva. Așa. Weapon key-ul! Haide! E timpul să ne distrăm. Hai! Ne ducem repede cu weapon key-ul. Hai! Avem acum weapon key-ul, ne ducem repede cu el, luăm arbaleta și pe aceea. Facem fază cu el. Repede, repede, repede! În caz că este de acolo, trebuie să fugim cât de tare se poate. Hai, repede, 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 repede. Știu că o să spargă, n-are cum să-mi spargă. Ok, am aruncat și aia cheia. O să spargă, o să spargă, vă zic eu. Ok, n-a spart, wow! Ok, deja ne-am luat și noi web ăsta... Asta, nu mai știu cum să-i spuneam ăsta, așa, așa, bă. Arbaleta, așa. Va trebui să ne plimbăm cu asta, adică o să facem, va trebui să facem acum toate schemele cu ea, pentru ca să fie singura cale de a reuși să scăpăm din Granny. Asta este, o să dureze foarte mult episodul, dar vă zic că o să merite. O să fur repede cu ăsta jos acolo, că jos acolo avem zona aia prinsă și putem să facem acolo schemă. 3, 2... Repede, 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 cât se poate, cât se poate, cât se poate. 15 secunde, hai, după aceea să luăm și cheia de acolo. Care e evident că în 15 secunde apuc să duc și o naibă ăsta aceea. Așa, gata, l-am glicit pe cealaltă parte. Ne folosim și câteva astea glitch-uri de-astea care ne poate ajuta. Gata, s-a spawnat, gata. Bun. Acum trebuie să mergem cu arbaleta. O să stăm mereu să car arbaleta după mine, pentru că avem mare nevoie de asta pe lângă noi. Adică nu mai e ca pe hard, că pe hard avem strategie să vină aceea cu ea, dar o să o dați pasă, cred că o să o las la mașină undeva, nu știu. Repede, 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 dă-mi alta. Dă-mi alta și hai să mergem de aici. O să dăm șurubelnița, pentru că avem mare nevoie de ea. Asta-și, pe că aici trebuie să duci în conjurul casei, prea mult, de prea multe ori pe aici. Dai. Fa. N-a vrut din prima. A doua oară a vrut. Hai că asta deja s-a spawnat, hai înapoi repede aici. Repede, 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 repede.
Da, avem pepelele bucătării, mi-am sac cu aminte. Un pic de gălăgie, să vină hârculița mai repede. Hai hârculiță, că noi suntem aici pregătiți. Hai, come on. Trebuie să vedem oricum să te pregătiți cu arbaleta. Bang, te-ai dus și de data aceasta. Repede, 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 repede. Să nu ia, monstru iau repede pe pene, să-l duc repede la căsuță cât de repede se poate. Facem să ne grăbim, asta e toată faza, să ne grăbim foarte tare. Așa și șurubelnița o lăsăm pentru mai încolo. O să ce să mă duc cât de repede se poate, să facă mai multă treabă. Aici am strategie pentru că mă pot întoarce înapoi. Unde am omorât pe hârcă și da, asta mă gândi să o iau pe aici mai bine. Ok, master key-ul, avem nevoie de el. Bine, de fapt nu avem nevoie pentru că nu evadăm pe ușă, deci... Băi, și handicapation, cam repede. Cam repede o venit hârca să-mi bat piciorul. Poate avem aceea... o chestie. Ok, știam că o să avem asta aici. Am făcut un pic de gălăge să vină pe aici. Hai, hai, hai. Hai, mă, vere, nu pot să o iau. Hai, mă, cum faci? Cum faci așa? Nu știu cum să fac să iau șumări pe astea. Hai. Hai, come on, come on. Cu viață. Oh, mamă, ce repede vine. Nici n-apuc să fac ceva. Repede să glucim și noi repede partea aceea, că avem acea treabă. Oh, capcană în mijlocul drumului, vere. Avem cheia acolo sus. Asta trebuie să glucesc pe cealaltă parte. Da, avem acest mâner, avem mânerul. Pac. Lăsa-s la cia, că avem și aici cheița. A rămas acolo, a rămas acolo. Are să încerc după aceea cu mânerul, după ce o mărâm acum iarăși. Ok, treci, treci. Așa, thanks. Ha. 3, 2, 1, să spun la hârca. Nu ne mai trebuie doar engine part-ul, pentru că avem... Păi, haide... Uite, uite, vine, 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 vine. Vine, vine. Vine singura la moarte, era pe aceea sus. O să vină, o să vină, vă zic eu. Eu nu stau să mă risc, eu chiar nu mă risc, vere, că n-am voie. Mai vine, nu mai vine. Bun. Hai, come on, come on. Cu viață. Ma. Bang, te-am te-arăși, hai repede, 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 repede la... Să luăm repede mânerul și să începem repede pe cealaltă parte la Playhouse Key, că avem nevoie. După aceea trebuie să facem un conjurul casei cu arbaleta, că, că arbaleta o țină... Aoleu, câte capcane a pus! De pe lângă, pe lângă, repede, repede, repede. Hai că e lasă spawnat, ești nebun. Ce aici, nu știu. S-a spawnat, s-a spawnat, s-a spawnat, am auzit-o, am auzit-o. E, s-a spawnat în partea aia cu carne, s-a spawnat în partea cu carne. Repede, dai, 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 dacă găsim hammer-ul avem multă treabă cu el. Hai, cred că hammer-ul să fie aici. Ar fi bine să n-am drum la Payangan pe acolo, pentru că dacă aș avea drum aș duce. Engine part-ul, bine-s! Hai. Bac, frumos, schemă. Bă, dacă găsim și cheia albastră acolo, în partea cealaltă unde i-am lăsat șurubelnița, ne-am scos. Avem aici ăsta, să duce și pe ăsta naiba. Eu n-ai bani cu acele. Hai să ne pregătim că vine iarăși hârcuița să o împușcăm. Îi dăm teroare, nu o lăsăm. Hai, hai. Bang. Hai să asamblăm repede aici. O să iau și repede cheița. Acum ne apucăm asamblat. Dă-te naiba după mine. Aolo, cu stă pe mine și nebun. Mă iubește hârca, v-ați văzut că mai am brațe. Deci înseamnă că mă iubește. Strâng repede șurubele, ne mai trebuie doar gazolina și cu ăla. Ok. Deja se spawnează hârca. Mai stau un pic. O să vină acum hârcuița. Mă duc acum, nu știu, să mă duc, hai să ne gândim repede. Da, să mă duc roată, să mă duc roată, să
Ne-am luat să lași urbenița aia să muc acolo. Mai bine. Repede, repede, repede. Am o idee, să duc să las, să duc ăsta de la Păiangân, să-l duc aceea să-i fac schema la hârcă. Dacă trebuie să fii foarte strategic în grainy pe, ăsta pe extreme. Am. Pac, s-a bubuit și aia acolo. Pe cam gata, am controlat de toate astea pe aici. Mai avem sus acolo la etaj unde avem, să zicem, spider-ul ăla. Și pe aceea să facem și noi naiba rost de, asta cu sânge. Să facem rost de asta, de gazolină și de cheia aceasta albastră, dar nu știu unde le găsesc. Posibil, bă, posibil gazolina, să o găsim în sta la celulă, să putem să o găsim. Nu sunt singura că voi găsi acolo, dar noi mai avem o cameră acolo jos, la subsol, în care să dăm cu asta. Hai, come on, come on, come on. Hai, se poate. Moartă. Nu, dăm coace, dăm coace, dăm coace, arbaleta. Aolo. Am pierdut timpul, vere. Ce să mai degrabă aștept aceea, vere, că... Am pierdut tot timpul acum, cât timp ce s-a spawnat ea, vere. Trebuia să munc acum cât mai repede roată, ca să nu se spawneze, să-mi iasă în față, să mă omoare. Asta e strategia care să fac. Dar strategia s-a cam dus. Din păcate, cam asta a fost strategia. A, pe gata, motorul a internat. Putem să închidem motorul. Hai. Așteptăm un pic. Bang. Repede, 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 repede. Hai că am făcut o strategie foarte bună ce am lansat alea două aici. Hai, repede, repede. Păi, cred că până ajung, eu cred că apuc să ajung acolo, nu? Nu, mai fac schema în camera asta de început pentru că sunt sigur că mai vine o dată. Pe că dacă se spawnează repede. Dacă mai sunt 30 de secunde, asta e problema. Hai. Mamă, la fix! Hai mă, dă naiba de asta încoace. Hai, acum mergem în zona aceea acolo. V-am zis că se spawnează foarte repede, n-ai niciun timp să faci ceva. Trebuie să împuști în continuu dacă vrei să câștigi aici. Hai că trebuie să faci un fel... Mamă, marș, marș, marș. Gata. Se spawnează din nou și noi suntem înapoi la locul nostru cu incit aici. Bun, prima oară, deci ce avem acolo de făcut? Deci, să desfacem șuruburile prima oară, o împușcăm acum, luăm la șuruburi acolo, adică desfacem aia să vedem dacă avem cheia albastră sau ceva și după aceea facem aia cu... Nu știu unde este. Hai. Ne doare la bană pentru că ce așa noi acum putem să-i faci ea. Aolo, mișcă-te, mișcă-te, mișcă-te. Mai mișcă-te naiba odată, cât ai de gând să stai pe aici, când vezi că am destul timp. 15 secunde e prea puțin. Ei, dacă ești normal, pe normal, extreme este cel mai greu mod. Ok, chiar din safe. Să luăm și șurubelnița, că avem nevoie și de ea. S-a spawnat, am auzit-o că s-a spawnat, ești nevă. Am făcut gălăgie ca să pot să mă duc înapoi la arbaletă. Safe kill, dacă găsim ceva util, ar fi bine. Te-am auzit. Te-am auzit cum ai râs tu, malefic. Bun. Trebuie acum să mergem roată, dar nu. Hai să mă gândesc bine, stai așa un pic. Aici avem, să zicem, da, să zicem la Spider Key, să zicem Spider Key. Hai să vă simt de strategie. Păi dacă n-ai cum să stai prea mult pentru că dacă puteam să car două obiecte, era prea open jocul acesta, dar nu se poate, din păcate. Trebuie să transport asta cât de aproape se poate, să mă cas să duc până la zona aceasta aceea și pe aceea să las... Hai că să mă trân. Mama, ai zis că s-a spawnat deja, ești prost. Hai că deja să spawn degeaba, vezi tu că dispare hârca, că deja se spawnează hârculița. Nu stă pe gânduri, vei, nu stă după tine, ești nebun. Ești handicapat că deja s-a spawnat? Bă, ești an... Repede, hai cu el, cu el, cu el, repede. Special kill undeva, special kill-ul. Repede, 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 îl arunc și mai pe aceea mai aproape. Lasă-l acolo, trebuie să vin cu arbaleta să transport și arbaleta. Trebuie să o țin numai după mine arbaleta, asta e tot ce e mai nașpa. S-a adus hârculița din nou. Da, ia ca asta să fac, să stau, să mă duc cu arbaleta și să mă duc cu Spider Q tot așa, că te puține să fac. Asta este, trebuie să ne asumăm. Mai că pe partea aceasta nu mai avem nevoie, mai avem nevoie să găsim hammer-ul și să luăm, găsim semințele. Bang. Noi fugim acum. Bă, s-a întors singur ecranul, ești prost?
Noi mergem așa direct cu arbaleta. Ne transportăm și noi cât de mult se poate le transportăm. Hai că se va spuna cărca până ajunge aici sus, deci o să prindem aceea, să o împușcăm. Gata, boss. Hai, hărcă. Hai, come on. Hai, Căsălin, acum. Cred că avem gazolina pe cealaltă parte, așa am o presimțire că acolo ar fi, dar nu știu. O să, da, o să mă arunc aici, o să mă arunc acasă. Bai. Așa. Pac, transportăm și ăsta frumos. Pac, pac, frumos, fraților. Deci, da, ia că mă și încerc să mă și... Dar n-am cum să mă grăbesc. Dacă mă grăbesc, pierd tot. Că ia că mai sunt de pe cealaltă ziua a treia, vere. Salut! Ce faci? Cum e viața grăinii? Bun. Bun, acum stai să stăm puțin să calculăm un pic. Deci, bun. Am verificat zonele. Trebuie să mergem la subsol, că avem acolo safe key-ul. Și cu șurubența, că trebuie să ducem la zona aia acolo, pentru că avem și mâniarea să ducem acolo. Dar adică, trebuie să luăm cheia de la Păiangă, să luăm pe aia de la Păiangă, încă de aia avem noi nevoie acum. Hai că mai vinem cu acea, vinem cu acea grăinuță. Da, să mergem la Păiangă, să facem cu... Aoleu, dăm din apă. Aoleu. Aoleu, mămițele mele. Bun, acum are să facem treaba la subsol. Cheia o să o luăm un pic mai încolo, după ce o să ne facem înapoi aici baza. Repede, repede. Ok, degeaba am mai deschis asta. S-o spawna deja. Da, am avut ghinion pentru că ideea că s-a bubuit acea săgeata jos, dacă se poate observa, nu se observă. Mie mi s-a bubuit săgeata, vezi, s-a bubuit săgeata și n-am ce să-i fac. Deci asta a fost, n-am ce să-i fac aici. Uf, bun, să vedem la câta zi este, să vedem dacă mai avem o șansă. Ziua 4. Bun. Am verificat aproape tot. Bă, la cioara, acolo am dat la cioara, că vreau să dăm acolo la țintă, vere, da, bă. Dar nu cred că avem altceva, pentru că ideea că am găsit ce era mare, nu? Ce am să mai găsim acolo? Stai să mă gândesc bine. Da, hammer-ul, putem să găsim acolo hammer-ul, da, bă. Așteptăm. Bă, de ce vii tu? Zi-mi și mie, vere, de ce vii tu aici? Zi-mi și mie ce ai naibai cu mine? Păi, spune-te și mie, frate, de ce naiba vine de aici în continuu? Mă enervează deja. Mai pleacă naiba de aici, nu știi să duci la pe faza aia, că n-ai auzit acel buzgomot. Tolo. Deșteaptă mai. Stai că o să pună capcană, de-aia mai stau aici. Nu știu dacă scăpăm de schimb, dar dacă am făcut o mare progres, am verificat toată casa. Asta e tot ce mai contează. Mă, eu mă concentrez, de-aia nu vorbesc, să știți o treabă și voi. Bun. What? Unde n-ai... Unde mi-a sărit glonțul? Bă, ești handicapat, unde a putut să sară, mamă, cel mai troll era asta. Ce troll am avut aici, să mă cer, mi-a dat troll jocul ăsta. Haide. Haide. Noi acum să urcăm sus. Da. Ce-am zis că fac, naiba. M-am și încurcat. A, trebuie să mă pe cealaltă parte, dar... Da, trebuie să luăm și șurubelnița de aici, pentru că avem mai șansă să găsim acolo. Deci, da. Toartic n-a făcut niciun progres, pentru că tot a rămas aceea. Da, am o idee de geniu. Hai să băgăm la saula, naiba, ce până aia facem aici. Da, la sauna o voi băga.
Păi dacă am timp să mă duc și eu. O fac cu Granny sport, frate, o face și voi sport, că uite cum fuge acum ea. Așa, dă naiba asta cu acei. E clar că rupe acolo. Ok, n-a rupt. Ok, și mai bine. Hai că trebuie să cobor încă până ne-am făcut noi treaba pe aici, a durat ceva. O să încerc să mai bag o dată la saună, deja am dus-o la acolo, trebuie să ducem, avem aici maneta aceasta, trebuie să o ducem și pe asta, să ducem acolo. E acolo, deci s-a bubuit. Spray-ul. What? Mi s-a dus și schema cu spray-ul. Nu știu unde s-a spawnat să mă cer. Bun. Ok, mai sperase un pic de aia, am luat arbaleta. M-am băgat repede că știu că e pacea, că i-am zis pașii. Și am văzut și cum strigă. Măi, acum nu prea vorbesc pentru că mă concentrez. Repede, 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 încoace. Ba, hai repede să mergem de aici. Rata voi lăsa momentan aceea, o ducem după aceea, dar stai că putem să o ducem acolo, pe ce intrăm în zona aia pe acolo. Trebuie să mergem în aba, trebuie să mergem în roata, trebuie să mergem, asta e toată problema. O să spargă 100.000. Ok, am avut destul timp să ajungem pe aici. Ne avem nevoie să ajungem aceea, pentru că toată faza e pe aici, se întâmplă. Gata, se menea pe la zona aceasta. Am ajuns cu greu, dar am ajuns măcar. Trebuie să vă mulțumesc și cu asta. Nu știu dacă o să, bă, dacă o să dureze episodul acesta, dacă o să dureze o oră, măcar spuneți că măcar am scăpat pe extreme, naiba. Bun. Acum, frână. Bun, deci să deschidem acolo, să dăm la săgeată, cum trebuie. Așa, și pe aceea trebuie să facem cumva să ne întoarcem aici. Bun. Mamă, ce pe a venit și nici măcar am făcut gălăgie. Trebuie să dăm repede la țită cu asta și pe aceea o să ne întoarcem repede înapoi cu arbaleta pentru că n-am ce căuta naiba pe aici. Sau hai că stăm pe aceea, că stăm pe aceea naiba, că până se spune zdrează un pic. Dăi, 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 dăi. O, cărnița. Vezi că e bine. Îi fac așa un pietrol, ce pana mea. Deci n-ai bani cu acei. Avem aici codul. Hai. 3, 2, 1, let's go. Deja vine auto. Mamă, cum fuge. Hai mă, vină cu acei, ce pana mea faci. Da, să mă duc să duc arbaita la loc. Ba, nu să o duc la loc, să... Hai să stăm aici, am bat piciorul. Hai să cărăm carnea cât de mult se poate, să o cărăm în zona aceea acolo. Le cărăm toate pe rând pentru că nu am ce să facem altceva. Păi carnea mă întorc repede înapoi și după aceea mai vedem ce facem. N-aș să ne fac la să stau să pândesc foarte bine, să stau foarte bine la pândă. Hai înapoi, deja se spune de ce să mai... Nici dacă n-a pus să faci aproape nimică. Banc, frumos. Bun. Acum avem cărnița, o să ne ducem cu arbaleta și cu asta ne ducem acolo, facem strategie să ne apropiem cât mai mult de păiangăn. Hai mă, vină cu acea mai rău de ca idiota, ce pan, arăte, uite asta arăte ca idiota. Și nu, wow, nu ești chiar așa de aproape că mă intimidezi. Hai că ce să mai, n-apuc să merg 5 și ce că, eu apuc să merg până în zona aceea pentru că 15 secunde se spanează repede, ce până mea. Nu știu ce am acolo, asta e toată faza. N-am zis la cioara asta, m-am ftit cu un pic, dar ai. Bang. Acum, ne ducem cât de tare se poate cu carnea în față după ce împușcăm iarăși și după ce întoarcem repede să dăm cu arbaleta. Știu că durează ceva de mult, știu că durează foarte mult, dar vă zic că o să merite acest gameplay, că, na, pe la urmă scap și în viața mea o dată pe extreme, deci totuși. Hai că, na, pe la urmă o să fiu încă unul din România care scapă pe extreme dacă reușesc. Hai, du-te, 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 trebuie să avem strategie cât mai bună. Dacă acum e mai greu să scap pe extreme ca și pe Yangon acela, dacă ar fi fost doar așa cu hârca și toată casa aceasta fără pe Yangon, aș putea să scap și mai leger, dar na, acum, acum. Fuck, am dus-o destul de mult. Da, Spider Q, am uitat de el. Repede, repede. Ok, gata, a scăpat de hârcă. O să vine deja.
Deja vine, ascultați cu alea mie. 3, 2, 1 și... O să vină, vă zic eu. Bun. Mă pus mai bine pe scaun. Pentru că am stat o grămadă deja. Bun. Păi fugim direct cu arbaleta pe partea cealaltă. Dă și săgeata aceasta, dă-vă, naiba. Asta e vreo avem 3 săgeți să ne ajungă. Așa, noi acum are să fugim până la carne acolo. Păi ce fac acum? Mă duc până aceea, o campez pe hârca aceea sus și după aceea iau și carne și mă duc repede la păiangăn. A, s-a spawnat, am auzit carne aceea. Asta e pentru că dacă ea se spawnează pe la carne unde este carnea aceea, acolo unde este zona aia unde te poți despre zona aia cu cioara, ea de fiecare dată trebuie să dea peste carne aceea, pentru că n-are cum să treacă, pentru că e ceva isprea lăsat la joc, ca să auzi și tu unde se spawnează. Hai că deja am strategie, cred că eu m-am pregătit aici, să știi. Deci dacă trebuie să ne mișcăm așa ușor și bine, trebuie să mișcăm. Munca acum pe de la păiangăl, pentru că hârca mai este ceva. Bun, dacă avem cheia albastră, bine, dacă nu avem, rău. Alta pot să zic. Doamne ajută. Beer seed-ul. Ok, poate avem ceva la beer seed aici. Asta, poate avem ceva la cioară să ne ajute. Bang. Deci noi acum să facem roată cu beer seed-ul până pe cealaltă parte. Asta e mai nașpa. Mă duc doar așa, nu mai stau să mai stau cu arbaleta pe lângă mine. Mă duc repede și mă ascund pentru o fi. Nu mai stau să pierd atât mult timp. Nu mai zic eu ce fac, o să mă duc până jos acolo de tot și o să facă gălăgie pe cealaltă parte. Care îmi dea că în timp ce mă duc la cioară să mai vină hârca. Să mor tu că s-a spawnat aceea. Mă știe. Eu tot bă ce șmecheră. Păi ea acum mă știe, vede. Sau, mai stau un pic, hai. Bă, e troll rău de tot aici. Nu, că s-a aștepta aceea să mai mă șie de loc și pe aceea ne ducem repede aici, la cioară. Hai mă, mai repede. Trebuie să aștept să mai stau de melodia aceasta, că mă știe. Mă, cât am mai unghiile are să-mi bat piciorul. Mai taie-ți, bă, unghiile alea. Ok, hai. Asta e șansa noastră să vedem repede la seed aici. Oh, shit. No, naiba. Băgam iaș. Țaulă. Pai de viața mea ce mi-a luat-o să-mi bac. Ce n-ai mai fac acum? Îmi bat piciorul. Ziua a 5 deja, ce să mai, fraților. Nu știu dacă mai scap să-mi bat piciorul, bă. Trebuie să jucăm acum extrem de strategic acum, pentru că am făcut toate părțile grele. Mai trebuie să găsim cheia albastră și cu benzina. Cred că se află... Dar trebuie să găsim hammerul, bă, și mai rău. Faul. Ne trezim, vai de steaua noastră acum. Strategia ar fi ca să mai mă bat mai repede acolo. O stau așa, nu treceam colția. Bă. Oh! A scăpat! Oh! Stați-mi să-mi trag un pic suflarea, că nu mai pot. Am zis că mor. Bă, stai să ne gândim bine ce facem. Bun, hai să calculăm toate astea. Bun. Play hide and seek. Ce face? Ce proastă e să-mi bag. Bun, hai să ne gândim bine ce facem. Aș debloca noua zonă, să mă pup acolo pe la păiangă, dar nu știu ce să zic, m-aș risca sau nu. Bun, am verificat toată casa sau? N-am verificat-o, naiba, nu? Da, am verificat-o. Da, e tipul să facem calea să ne ducem la păiangă și noi. Hai, la păiangă, gata. S-a hotărât. O să-i fac schema în camera de spawnare ca să pot să am destul timp să mai împușc o dată, să mă grăbesc mai repede. În camera aceasta o să-i fac încă o schemă, pentru că până mă duc eu aici deja trece toate secundele și astea.
Bun, dar și așteaptă acum. Așteptăm acum bine și frumos. Bun, mai aștept un pic, frate. Hai să spun la gata, ajunge atâta timp. Bank. Marș, mă, de aici naiba. Ba, picioare, lasă aceea, nu, nu, ia mai repede cheia aceea și o arunc aceea de pe jos mai repede, naiba. Deja simt că mor aici de nervi. Bank. Ba, deja s-a spunat iarăși. Masa, n-a mai pus-o nimeni la loc. Mama, am luat-o. Repede. Hai, ce să mai... Nu, no, puteam să bag cheia, vere, puteam să o și bag. Aveam tot timpul la necesar, dar... Eu sunt prost și pierd timpul degeaba să-mi bag piciorul, mă. Sunt și eu prost, mă. Trebuie să-mi asum ce pana mea. Hai, vină încoace, hârcuiță, că... Mă ducem repede la Spider... Punem acolo Spider Kill și că șurubelnița avem acolo, lăsată la zonă. Mai vii? Trei. Bun. Marș. Marș, hârcă de aici. Vreau că e la Spider Kill acolo. Deci, hai să deblocăm zona, luăm nembere manivela de acolo și după ce ne ducem. Hai, înapoi, retragerea. Gata. O mai prind o dată aici, pe hârcă, pentru că avem nevoie. Bine, aș fi putut să scap și prin noua zonă pe acolo. Cred că sută mie puteam să scap, dar ideea că e nasol cu pangul pe să-l driblești și pe ăla foarte rău. Hai. Deci e clar, hemor trebuie să găsim acolo. Bun. Ne ducem acum, luăm manivela și pe aceea fugim repede. Repede. Apoc să plec? Dar cred că apoc să iau manivela să mă duc repede. Repede, come on. Hai, cum se spunează până ajungem noi? Ce naiba? Sau poate că se spawnează. Da, se spawnează, vere. De cât timp am pierdut să... S-a spawnat deja. Bank! Gata! Bun! Avem toate itemele care le-am găsit prin casă. Mica pe acolo, hai să aruncăm ăsta. S-a dus? Hai, timpul să vedem acum partea mai grea a challenge-ului. Partea grea, adică pe angă, nu? Pentru că ăsta e singurul obstacol mai nasol. Respirăm. Știu că de fiecare de când îl vezi, nu îl găsești din prima așa. Ciocanu! Este, băi! Cred că o să mă mulțumesc cu ciocanul pentru că... Nu știu, dar eu cred că dacă o să facem la cu ciocanul să găsim acolo, dar o să le facem așa până pe când să mai muris complet așa. Cum naiba facem? Asta e întrebare bună. Întrebare foarte bună, vere. Cum naiba facem aici? Păi. Ok, și mai bine. O să mergem la căsuță, pentru că avem nevoie să ducem acolo ciocanul, că ne putem mișca mai repede. Hai, hârcă mea. Sau hai că mai stau să-mi pușcă, mă, piciorul ea. Hai, corcul nu mă știe, și mai bine, hai. O să apun să arunc ciocanul acolo jos, să aruncăm acolo la cioară, pentru că se deschide în prima oară acolo. Ea care să ne folosim de fiecare pasaj, pentru că asta avem nevoie aici. Aveam mare nevoie de ciocan. Aici avem ceva să ne ajute? N-avem. Bang, hai. Bye. Deja m-am dus, ești nemul la cap. Bun.
E timpul să o împușcăm. Nu să o împușcăm, de fapt să-i facem schema, ducem acolo jos. Bă, nu, o omoră, cred că o omor la... Hai la căță să omorăm, apice. Hai că voi omor la căsuță, că e mai bine acolo. Hai că o pleca hârcă. Hopa, unde sunt hârculiță? Ia. Aici că ne cauzea gălăcie. Mai fac o dată atunci. Ai si, vezi că stai aici. Hai. Hai că v-am zis că o să mă concentrez aici. Hai. Shit, bug. Chiar am zis că e bug. Chiar am zis că e bug. Bă, ce bug, handicapat. Ați văzut și voi, mă, că săgeata a stat săgeata în aer? Ai zis că las-o, că s-a făcut eu un bug. Dacă n-aș fi murit acum, ar fi fost vina greniului, pentru că el are atâtea bug-uri, n-am eu bug-urile astea. Ok. Hai să începem acum. Bun. Hai să mă puș mai bine pe scaun, că scârte și scaunul acesta pe fundal și mă enervează și pe mine, că știu că vă enervează și pe voi. Ok. Bun. Facem toată treaba cu hammerul. Doamne, o să găsim acolo toate treaba care vrem să găsim. Bun. Bine, hârca, deschidem treale acolo să vedem dacă găsim ceva. Repede, repede, repede. Nu pierd timpul, mă grăbesc, vede, mă grăbesc. Vedem ce avem naiba aceea. Ah, țeapă. Dar aș fi putut să scap pe cealaltă parte, pentru că aveam toate posibilitățile, dar asta este. Hai că asta deja s-a spawnat, ce să mai zic și eu. Ba? Bun. Acum, să mergem cu arbaleta fix în zona aceea în care este aia safe, unde e pasajul acela să ne ducem în zona safe și după aceea să ducem și ciocanul după noi. Hai, boss. Come on, haide. Eu am zis că scapă extrem. Bă, eu scapă extrem, nu faci tu de-astea. Hai să ducem repede arbaleta, să ducem repede acolo și după aceea până ducem noi roata și astea s-a dus tot timpul. Ciocanul avem acolo, asta știe să-și fie de bine de știut. Mă, cât de puțin, nu o să mai stau să risc, pentru că n-am ce să risc, pentru că e ultima zi, vere, de-aia am zis să ocolesc și pe aia, nu, pentru că ăla mă poate fugări și mă poate prinde lejereanu. Bun, acum, aducem și ciocanul pe aici, să avem aici pregătit. Că singura zonă mai este aia cu celula. Hai, ciocanul, repede, să ajungem repede ciocanul. E dacă trebuie să faci multe drumuri până la pasaje la alt drum, așa, tot așa. Trebuie să faci multe drumuri, vere, asta e toată problema, dar ne descurcăm. Ai gata că... Salut! Salut! Opa, mai repede aceea că e hârca, se toamează mai repede, naiba. Bun, prima oară voi căra ciocanul cât de departe pot și facem tot repede să mai iau și arbaleta. Hai că stă-mi vine hârca, că auzi toate bomotele, dar mai arunc o dată să fie acolo. Să nu pierd timpul degeaba. Come on! 15 secunde avem în momentul de față. Îl duc cât de departe se poate ciocanul acesta. Cât de departe am dus și eu acolo. Repede înapoi, că se spunează deja hârca, că 15 secunde se duc prea repede. Adică, dacă pe hard mă văitam că de fiecare dată când dispare hârca se spawnează, păi voi vă dați seama că la extrem, nici n-are, dacă dispare hârca n-are nicio treabă, că vine instant asta. Bun. Mai cărăm arbaleta, îi fac ce repede schema până facem noi drumul acela până acolo și toate astea. Dăm cu acesta frumos, hai să trăiești. Hai cu arbaleta, ne ducem sus acum cu arbaleta. Ciocanul este foarte aproape de locul acela, deci este foarte bine. Eu nu mai stau să risc, am zis, eu nu mai risc. Totul facem safe acum, pentru că suntem foarte aproape să scăpăm pe extreme, vele, suntem foarte aproape. Dacă găsesc acolo, dacă găsesc la celula aceea pe loc eu și cu benzina, am ascos. Pot zic că putem să scăpăm deja. Hai. O să aduc ciocanul și după aceea stric alea și după aceea fac mai repede treaba cu ciocanul și da. 3, 2, 1 și... Mișcă-te, bă! Aici, mamă, băga mea și picior. Mamă, vine să-i dau cu un punct când văd cum se mișcă. Vine să-i dau cu ciomagul în ea, când văd cum se mișcă. Hai, gata, s-a rezolvat problema.
Bank, din nou aici. La fix. Punem scândura. După ce punem scândura, vedem ce avem acolo și după aceea ne ducem înapoi aici să fim foarte safe, că nu vreau să mă risc. Mai ales, m-a riscat câteva ori și am murit, deci ne ajunge tot risc. Hai, așteptăm. Totul safe, fără nicio treabă. Repede, repede, repede. Hai, mai. O bucată din pușcă să mor, tu, că doar atât avem aici. Faulă. Bun. Avem gazolină. Ne-am să uite. N-am găsit asta, patent, vede. Fai de viața mea. Pași drum întors sau sar. Bang! Avem și gazolina. Gata, ne mai trebuie doar cheia albastră și putem să scăpăm lejerianul, fraților. Noi mai trebuie să controlăm doar acolo, doar în zona aia cu spider-ul și după aceea putem să scăpăm. Bun. Să ne gândim bine, deci 100.000. Deci, mă ajunge în zona aia cu spider direct. Ce ziceți? Bun. Grea decizie. Aș arunca cea gazolina, dar nu știu, mă ajunge mai degrabă cu gazolina cât de tare pot, dar nu. What? Unde s-a dus hârca? Oricum, trebuie să... Treci, bă, înapoi, babeto, unde n-ai bafuci? Da, o să băgăm la sauna, hai. Hai, că plângem noi acolo, ducem la sauna. Uite cum scârțe pădeaua asta, vede. Nu, asta e voi... Nu, hai că iau arbaita, naiba, mai omor o dată la... În locul acela și pacea gata. Mă duc aceea. Noi ne ducem repede după gazolină, să o luăm mai repede, că asta e tot șmenul. Hai. Come on, hai. Nu mai pot, deja sunt obosit tot. Cred că deja filmez 2 ore. 100.000 de oră. Dar pentru cei care se vor uita, o să merite această oră, vă zic eu. Pentru că dacă o să scăpăm... Eu o să vă zic și în thumbnail dacă scap sau nu. Adică nu o să fiu blonde, eu să fac clipe sau ceva. Deci stați potor. Repede, repede. Baia. Benzina. Hai că deja se spanează hârca. Ce până mai facem aici? Bam. Bă, mor de joc acesta. Când văd că se întoarce singur ecran, îmi vine să dau cu ceva în joc. Hai. Come on. Hai. Suntem foarte aproape. Mai trebuie o amortă de cheie, vede, dar nu știu cum pot să fac mult la pangă pe acolo. Suntem aproape scăpați. A rămas acolo arbaleta, vere. Ai, coba la saună, ce bană. Locul și în caz cu aia și de la saună, nu-i vina mea. Bang, hai să așteptăm să vină la saună. Se mai vorbează așa, face așa mai frumoasă, până putem să scăpăm deja, ce pana mea. Nu-i așa? Acum mai găsim cheia albastră, ne-a scos. Bang, hai repede să luăm arbaleta, că suntem eu să evadeze de aici, că n-are cum să ne evadeze. O mai rămas doar cheia albastră de găsit, ce pana mea. Hai, că o să spargă, ce pana mea, că n-ai bă, crezi că ține ala. Hai, come on. Mai spargi o dată la sau? Eu nu mă risc, asta am zis că nu mai mă risc. Ok. Stai că hai să mergem în zona aia, nu? Hai rapide. Hai că apucă să mergem acolo, ce pana mea. Come on. Gata. Bun. Aici dacă am murit, asta a fost, fraților, dacă scap acum pe extrem, mi-ajunge deja cu greniul. O să mă cu asta, pentru că 100.000 să găsim cheia albastră. 54 de minute, mamă! Mă știe. E bine că-l știu, că ideea că oricum campam aici, trebuie să campez oricum aici. Hai, come on, stai potol! Te iubesc, pup, te pup pe aia în genule. Voi fi tu un fiorător și mă omor pe mine, dar ești cel mai top, ai făcut asta.
gest frumos a făcut pe Andrew Sancho, ne-a lăsat să ne-a dat aici cale liberă. Bun. Și mai trebuie să mai controlăm pe aici, că nu avem degeaba am ajuns aceea, că trebuie să mai controlăm. Trebuie să văd cum fac cu liftul acela, pentru că ăla ar fi singura chestie în care trebuie să mai controlez. Hai, pe aici ce pă. Eu campes. Eu trebuie să campes pe aia, că nu ați toată strategia. Hai, come on. Eu îl campez, că mi-e frică să mă bag așa direct. Ducem rotița, după aceea verificăm zona aceea în care a fost prima oară pe Yangă, nu? Că asta am avea nevoie de făcut aici. Hai. Hai, du-te, 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 că m-a prins. Come on, că este foarte rapid. Bang, gata. Avem așa încă o rotiță. Frumos. Cred că găsim un playhouse key, găsim 100.000 să găsim. Nu! Aolo, mă, s-a dat grei niveli. Bă, și aveam atât de puțin, un padlock key, mă, un padlock key mă mai trebuia, mă, să mă băgam ia și piciorul, mă. Un padlock key ne mai trebuia, mă. Cât de aproape am fost, vede, cât de aproape. Am fost prea aproape, mă, vede, mă băgam ia și piciorul să-mi bag. Bă, un padlock key ne mai trebuia, mă, vere, mă, un padlock key, mă, să-mi bat piciorul în el de grainy, bă, vere, nu mai pot. Îmi bat piciorul în el, mă, bă, vere, mă, un padlock key, mă, dacă ne zic, bă, dacă ne deschideam ușa aceea, puteam să scăpăm cu mașina, mă, vere, mă. Haolo, mă, s-a dat joc, nu mai pot, vere, am stat foarte mult să filmez. M-am chinuit, ați văzut și eu că m-am chinuit foarte mult, eram foarte aproape, poate episodul viitor o să scăpăm pe extreme, care chiar o să scăpăm, nu știu dacă o să scăpăm, dar vedem. Bun, aolo, am foarte mulți nervi acum, deci nu voi încerca să nu vorbesc curând sau ceva. Bun, cam acesta a fost acest episod de Grainy, fraților. Bă, sper că v-a plăcut acolo. Chiar dacă n-am scăpat, dar data viitoare trebuie să scăpăm, pentru că eram foarte aproape. Deci da, hai că vă dau toată lumea, pa, pa. Deci, pa, pa!